Bună ziua, dragii noștri! Iată că suntem în localitatea Piatra Olt. Sunt de vorbă cu un domn care cunoscut foarte mult în zona Oltului, Olteniei. Este vorba de domnul Gheorghe Bădiță, care are o firmă de construcții, bine, și printre altele. Așa, dar care în urmă cu câțiva ani, societatea era foarte prosperă, mergea foarte bine, era văzută bine, avea lucrări de calitate și nu numai în Olt, dar și în alte județe, dar pentru că invidia e foarte mare și cea politică și știți foarte bine că atunci când nu vrei să faci, nu te cocoșezi înaintea politicului, dispari din fața lor, pentru că numai așa putem să pot să străbată, numai așa ajung mari aceste societăți, firme fantomă cu 2-3 angajați, cu eu știu, firme de apartament care încasează milioane și milioane de euro din partea statului. Bună ziua, domnul Bădiță, bine v-am găsit. Vă rog să povestiți dumneavoastră despre ce este vorba și ne pare foarte rău pentru că dumneavoastră aveați o firmă destul de puternică, aveați foarte mulți angajați, din păcate sunt sigură că nu mai sunt nici 10% din ei. Vă rog. Să rămânăm. Așa este, în jur de 10% mai sunt din cât angajați am avut inițial. Povestea este mai lungă, în sensul că problemele au apărut începând cu anul 2008, de când firma realiza, avea peste 300 de oameni lucrători, peste 100 de ingineri, cu salariul net de 3.000 de euro. Avea foarte mulți specialiști, foarte multe utilaje și lucrări de mare amploare în domeniul construcțiilor. Da, tâmplărie metalică, dacă nu mă înșel, aveați mai multe. Eu ce mai mi-aduc aminte de acum 10-12 ani. Da, rețele electrice, drumuri, apărări de maluri, multe, foarte, în jur de cam 30 de atestări aveam pe vremea respectivă. În perioada 2008-2012, ANAFO a desfășurat 383 de controle. Practic, în fiecare zi a fost control la firma noastră și cum ieșeam afară, dădeam să plec la lucru, mă găseau, mă așteptau ANAF-ul la poartă, sub acuzația că mă sustrag, intenționez să mă sustrag controlului, mă întorceau de la poartă și continuam la birou, răspundeam la întrebările puse de ANAF. Dumneavoastră erați mai infractori decât infractorii ăștia cărora li se dau drumul acum după ce au omorât oameni, după ce... Deci era culmea ironiei, ca să vedeți și dumneavoastră. Vă rog. Controlele respective s-au încheiat cu un RIF și o decizie de impunere în valoare de 2.660.000 în 28.02.2012. Această decizie de impunere a fost asigurată de către ANAF printr-un sechestru asiguratorul, un sechestru 1631 din 8.03.2012, în valoare de 8 milioane de lei, un 2.211.000, toți clienții noștri de încasat, iar 5 milioane și ceva, 5 milioane 600 pe bunurile unității. Decizia de impunere a fost de 2.660.000, dintre care ne-au dat jos un 802.000 de lei TVA care trebuia returnat de la stat către Marcom și a rămas o impunere de 1.857.000. Deci, un 18 miliarde de lei vechi. Pentru aceștia, 18 miliarde au pus sechestru de 80 de miliarde.
Adică de 4 ori mai mare, de 4 ori și ceva mai mult. Când legea spune că pui un sechestru de o dată și jumătate. Ei, acelea au pus de... Abuzuri. Abuzul ANAF-ului. Aceasta a fost, cum îmi cheamă, așa se împiedică, se îngenunche o firmă prin controale abuzive ale ANAF-ului. ANAF-ul, când a făcut sechestru asiguratorul, pe toți clienții de încasați, practic a blocat activitatea societății. Atunci am fost obligat să cerem protecția legii insolvenței, legii 85. Și am cerut insolvența care ne-a fost aprobată în 19.03.2012. Consideram că în baza articolului 36 din legea 85 se deblochează ANAF-ul, va fi obligat să ridice sechestrul pe clienții de încasat și putem să continuăm activitatea. N-a fost așa, nici la ora actuală ANAF-ul nu a ridicat sechestrul pe clienții respectivi, nici pe bunuri, nici nu vrea să-și însușească cele 2.211.000 care între timp s-au prescris. Noi nu mai putem să îi mai încasăm de la clienții respectivi. ANAF-ul refuză să-l treacă pe la plăți ale firmei către ANAF, suma respectivă. Acest a fost momentul când noi am intrat în jocul destructiv, săvârșit de ANAF, coordonat de decidenții zonali. Au împreună cu ne-au dat prin diverse manevre la mai mulți administratori judiciari. Am început cu Morarul și Asociații. Morarul și Asociații a fost desemnat și la o altă firmă a familiei, zice Bijimar Prod, care era o firmă pregătită pentru a accesa fonduri europene pe numele copilului. Al fiului dumneavoastră. Al fiului nostru. Tot Morarul a fost desemnat de către Tribunalul Olt, administratul judiciar la Marconf. Acest aspect este anormal în sensul că atunci când două firme sunt și creditor și furnizor unul la altul, nu pot să desemneze același administrator judiciar la cele două firme. Atunci ei au organizat un adunare a creditorilor care să voteze un administrator de casă al lor, Euroconsult SPRL, filiala București. Creditorii stabiliți în adunarea creditorilor au votat altceva, dar când au făcut procesul verbal de ăsta, l-au modificat, au interpretat altcumva decât normal cum au votat. Și au spus că cu un procent de 99% au votat Euroconsult filiala București. Acest în 25.06.2012 s-a întâmplat acest lucru. În 22.03.2013 s-a înscenat o absorție al lui Expert Insolvență filiala București care ar fi absorbit Euroconsult filiala București, SPRL. Aici, iar Expert Insolvență a falsificat adresa al lui un PIR către Euroconsult, cum că ar, prin decizia numărul 2 din 22.02.2013, a absorbit Expert Insolvență pe Euroconsult. Un PIR ia cunoștință de acest aspect.
radiază din registrul un PIR pe Euroconsult SPRL filia București și el prin această adeverință falsă că ar fi absorbit astea, face sau dă de înțeles că că expert insolvență ar fi administratorul Marconf. În ce aberații, ce aberații, uite, nu-ți vine să crezi. Este vorba 22-a-2-a-2013. În 26-a-6-a-2013, expert insolvență cere judecătorului sindic să ia cunoștință de faptul că expert insolvență a absorbit Euroconsult și că, că din acest moment Euroconsult, expert insolvență este administratorul societății Marconf. Domnule, noua, judecătorul sindic emite o încheiere prin care ia cunoștință că expert insolvență a absorbit Euroconsult și este administratorul judiciar. Deci, din 22-a-2-a-2013 până 9-a-9-a-2013, societatea de cine a fost condusă? Cine a fost administratorul judiciar? Pentru că nu a fost, cum îl cheamă, nu a fost recunoscut de judecătorul sindic. În perioada 22-a-2-a-2013 până în 1-a-2-a-2016, societatea, judecătorul sindic conceptează și citează Euroconsult. Să prezintă de fiecare dată expert insolvență SPRL ca administrator judiciar. Deci o perioadă, un interval clar că expert insolvență nu a avut delegare, s-a substituit administratorul judiciar în perioada 22-a-2-a-2013, nu a 9-a-2013, deci este vorba de 7 luni de zile, când clar nu a avut niciun mandat, s-a substituit administratorul judiciar. Deci, în 1-a-6-a-2016, expert insolvență formează un contract de societate, semnează un contract de societate când toată lumea era cu șampanie, în 1-a-6-a-2016 formează un contract de societate prin care ia ființă expert insolvență SPRL filiala București. În 1-a-2-a-2016 un PIRU ia cunoștință de această înființare a expert insolvență filiala București. Deci în perioada, mă întorc înapoi, din 22-a-2-a-2013 până în 1-a-2-a-2016 societatea a fost condusă, s-a substituit, expert insolvență s-a substituit calității de administrator judiciar al lui Marconf. De îndată ce a fost trecut în registrul UMPIR, expert insolvență în 1-a-2-a-2016 a cerut ridicarea administrării, dreptul de administrare de către administratul special Marconf, pe motiv că ar avea pierderi continue. Referitor la această cerere a, cum îl cheamă, a administratului judiciar, țin să remarc, să precizez că societatea și când i s-a pronunțat falimentul societății a încasat, a înregistrat continuu profit. În registru, în certificatele constatatoare de la Registrul Comerțului, este evidențiat acest aspect că în fiecare an societatea a avut profit.
am formulat o serie de plângeri și unul dintre inspectorii din cadrul cercetărilor penale la OLT îi întreabă cum poate să intre o societate cu profit să intre în faliment, cum se poate explica. Vreau să vă întreb și eu. În această perioadă continuu, în tabelul de creanțe s-au înregistrat, cum îl cheamă, creditori frauduloși. În sensul, grupa creditorilor garantați, de fapt, nu există. Grupa bugetarilor nu există, dar cu mult diminuată, în sensul că era primăria la grupa bugetarilor, era ANAF cu un înscris cu 58.000, mai era primăria Slatina cu 14.000 și primăria Piatra Olt cu un 70.000 de lei. ANAF-ul, de fapt, n-a fost niciodată creditor al societății. ANAF-ul este debitor față de societatea Marconf. E debitor cu suma recunoscută prin fișa fiscală de 802.000 de lei în 19-a 3-a, cu care figura 19-a 3-a când a intrat în insolvență Marconf, și mai era, noi considerăm că îi revine lui, suma de 2.211.000 lei, sechestru asigurator supus pe impus societății în mod abuziv. Știu că și pe bunurile de aici au fost puse sechestru din curtea dumneavoastră, curtea societății. Și nu numai, cred că și pe casă, nu mai rețin. Da, s-a pus sechestru pe absolut tot ce aparținea societății. Nu, problema a fost că a blocat activitatea societății. Ca să-și mențină, să le iasă, cum cheamă, scopul lor de a distruge societatea Marconf, au inventat creditori frauduloși. Au inventat ANAF-ul cu credit, când el de fapt nu era creditor, ci era debitor față de societate, a introdus BRD-ul, care cu o sumă de 9.700.000, când firma a lucrat numai cu operațiuni de scont și factoring. Aceste operațiuni îi duceam factura aprobată de către beneficiar cu situațiile de lucrări, iar banca îmi achita 80% din valoarea facturii, baza, fără TVA. Eu nu aveam nimic de făcut decât să alimentez banca continuu cu facturile, să organizez recepții pe lucrări, pe stadii fizice pe lucrări, și banca mi-a alimentat contul cu bani. Pentru a se realiza acest tip de finanțare, eram obligați să cesionăm lucrările, contractele, facturile respective, să le cesionăm băncii. Pentru acest lucru, de exemplu, la BRD, i-am cesionat lucrări, toate din bugetul de stat, în valoare de 18 milioane de lei. Banii aceștia i-a încasat BRD-ul. Ei au început, prin executorul bancar, au început executarea. N-au prezentat niciodată un document în instanță care să ateste că dumneavoastră le sunteți datori cu ceva și v-au oprit, da? N-au prezentat niciodată. Ei au început executarea. Un act de executare, odată început, nu poate fi întrerupt decât printr-un ordin al executorului, că de întrerupere sub diferite aspecte. În sensul că a început, s-a îndreptat, cum cheamă, executarea către un alt mijloc de recuperare a sumelor respective sau asupra debitoarei Marconf, cum a fost la masa credală. Noi nu am încasat sumele respective pentru că odată cesionată un drept, nu, e un transfer de proprietate.
proprietatea revenea băncii, nu noi. Deci a fost înscris ca creditor BRD-ul, Banca Românească, Banc Postul. Toți creditorii din grupa garantați sunt, cum îl cheamă, creditorii frauduloși. Înscrierea, deși înscrierea de o creanță nereală la masa credală este infracțiune, totuși ei sunt menținuți la ora actuală asupra societății ca creditori, votează planul de reorganizare, votează împotriva societății, votează împotriva mersului normal al societății. Și acum, la ora asta? La ora actuală și acum. De exemplu, am fost la BRD, ne-au primit în cele din urmă într-o audiență și am discutat deschis această problemă, că și-au încasat masa afacerii neamăriță. Ai, noi ne crezi așa de proști, avem niște hotărâri judecătorești care sunt puse în executare. Cum să renunțăm la niște bani care ne-a dat instanța? Deci, dacă nu le aparține, am fost în repetate rânduri la ANAF să discutăm, avem corespondențe enorm de multe cu ANAF-ul pe această temă. Ori ANAF-ul în continuare distorsionează situația. De exemplu, înainte de a se termina controlul la societate, ANAF-ul a formulat două plângeri penale împotriva mea în anul 2011, 28-a 3-a 2011, n-am apucat probabil să vă spun, în familie sunt două firme, firma Bigimar Prod a copilului, pe numele copilului, și Sece Marconf pe numele soției. La cele două rifuri făcute au avut decizie de impunere și pe care le-am contestat în administrativ. Contestația pe firma copilului a fost emisă decizia 355 pe 2014 de Curtea de Apel Craiova, prin care desfințează riful și decizia de impunere. Această hotărâre, această decizie a Curții de Apel a fost menținută de înalta curte prin decizia 480 pe 2016, a menționat complet că riful și decizia de impunere a copilului pe firma Vigimar Prod, operațiunile sunt reale, sunt legale, și-a desfințat riful și decizia de impunere pe firma copilului. Pe firma soției nu a avut același noroc, contestația în administrativ a fost suspendată soluționarea pe motiv că există o plângere penală în urma acestei rif și acestei decizii de impunere. Dar a făcut-o. Plângerea penală a fost făcută cu un an de zile înainte de ăsta de ANAF, a fost făcută împotriva mea ca administrator de fapt al societății și așa a și fost că eu am fost continuu administrator de fapt a celor două societăți. V-am și explicat care a fost motivul că pregăteam firma. Le-a agățat pe amândouă firmele, da. Că dumneavoastră erați administrator și la una și la alta. Da. Și la firma soției, contestația în administrativ nu a avut același noroc să ajungă în instanță. A fost suspendată soluționarea contestației pe motivul care v-am spus că ar fi o plângere penală. Ori este plângerea penală care a făcut-o a fost cu un an de zile înainte de soluționarea de a se emite decizia din 28-a 2-a. Da? Bun,
În ce situație vă aflați acum, domnul Bătiță? Este foarte complicat și mă crucesc pentru că aici parcă nici n-aș fi în România, parcă aș fi într-o mafie de asta italiană, în filmele alea de spere de ți se zvârlește pielea pe spate. Se poate așa ceva să se întâmple la noi? Bine că nu mă mai miră nimic acum cu câte se întâmplă. Tribunalul Olt în dosarul de insolvență 1055-104-2012 face o bajocură a actului de justiție. De exemplu, la un raport de evaluare din 290 de file, cât are raportul de evaluare, 160 de file sunt file albe. Și i-am cerut judecătorului Sinic să îl oblige pe lichidator și pe evaluator să refacă ăsta ca să putem formula obiecțiunile la raportul de evaluare. Cum așa, domnul Bădiță, file albe în dosar? Cum? Adică nu e scris nimic, e băgat... Judecătorul Arabela, este un judecător Arabela, îi spui, domnule, uite, sunt file albe. E scrisă cu cerneală, ziceți, cum era pe vremuri, simpatică se numea acea... File sunt numerotate, deci din 290, 160 sunt file albe, sunt decât numerotate. Dom'le, nu se vede, care e filă, domnul Bădiță? Păi uite, de exemplu, luați-o 16, 18, 40, care vrei dumneata de acolo. Păi, ia, uite-te, domnule, dar eu văd, cum nu vezi dumneata? Cum vezi, domnule? Cum poți să vezi? Deci, de-aia sunt judecător să văd. Citește printre rânduri, dar nici măcar rânduri nu sunt să citească printre... Asta, ce poți să-i spui la un act de justiție de asta? Dacă asta este un act de justiție, ce poți să-i faci? Dacă sunt... Domnule, vezi că dumneata... Nu mai vezi, ți s-a aburit ochelarii. I-am spus că am o plângere penală împotriva dumitale pentru modul de abuziv în care instrumentez cazul respectiv și da, domnule, dar toate hotărârile mele sunt menținute de Curtea de Apel Craiova. Și fac, da, domnule, da, în plângerea mea penală am sesizat și conivența între Tribunalul Olt și Curtea de Apel Craiova, că acolo Curtea de Apel Craiova este controlată de Mariana Moț, fost secretar de stat în Ministerul Justiției, iar Tribunalul Olt, sunteți dumneata, e Marian Pițu, șeful secției comerciale, e Liliana Oprea, care își ia ceaiul în fiecare zi cu soția lui Marius Oprescu, atunci cum poate să mai realizeze un act de justiție în aceste condiții? Trebuie să precizăm telespectatorilor noștri și celor care ne urmăresc că Mariana Moț este mama primarului Emil Moț din Slatina, a fost judecător, dacă nu mă înșel, la judecătoria Balș. Marius Oprescu este președintele Consiliului Județean și uite așa ce încrengături din astea de nu-ți vine să crezi se întâmplă cu o firmă, domne, cu niște oameni care vor să muncească, cu niște oameni care vor să stea pe picioarele lor. Nu mai comentez, spuneți mai departe. Acest mod dezastros de a soluționa problemele ridicate de asta arată o conivență clară între instituțiile statului conduse de oameni Până la urmă, nu mă refeream la... Da, sunt sigur certați cu legea. Sunt oameni puși de către decidenții zonali care să conducă instituțiile statului. Mai toate instituțiile își... Legea, dacă ar fi aplicată și cu responsabilitate de fiecare, ori toată lumea se absolvă de răspunderea care le revine lor. De exemplu, poliția, inspectoratul de poliție, sunt atâtea cazuri, atâtea reclamații de plângeri penale pe cauze
supuse soluționării, ori ei refuză să le instrumenteze în mod normal. De exemplu, a venit CEZO în 2006 și a dublat prețul la energia electrică. Noi am formulat, cred că tot acela este numai CEZ. Tot acela numai CEZ. Am formulat o serie de măsuri cu CEZ-ul să explice motivul pentru care a dublat prețul la asta. Până la urmă a ieșit la iveală că în 2006 au trecut o proprietate a lui Marconf, Uracord și Post, le-au trecut în proprietatea lor. Pur și simplu a trecut în contabilitate. Cu această măsură ilegală care au făcut-o ei, că au trecut un bun fără documente de proprietate în contabilitatea lor, le-a permis și au emis un alt ATR-ul, un alt aviz tehnic de racordare. Prin baza acestui ATR-ul au dublat prețul, le-a permis să dubleze prețul la energie. Am formulat plângeri penale. Am ajuns la inspectorul de poliție Olt, la un inspector Dogaru Alina. Dogaru Alina a dat ordonanță în 2015. S-a format dosarul 5336 per P per 2015. Dosarul respectiv au instrumentat o serie, au făcut o serie de proceduri, au cerut documente, au cerut să răspundă la probele care le-am supus, să răspundă CEZ-ul, au renunțat la dosar. I-au dat cauzii 5336 per P per 2015, i-au dat altă cauză. Au renunțat la el. La insistențele noastre au în 2017 au format, i-au dat un alt număr unic, parchetul 144 per P per 2017. Au instrumentat, de exemplu, l-a întrebat pe administratorul judiciar cum a inscris CEZ-ul la masa credală, că din actele care sunt puse la dosar, este că CEZ-ul este debitor față de Marconf. Nu este nici cum asta. Dacă ați urmărit încasarea, care s-au făcut o înțelegere între noi, actul adițional numărul 3 la contractul numărul din 2013. Prin această înțelegere, CEZ-ul trebuia să dea 2.250.000 către Marconf. A încasat nelegal o sumă de 2.250.000 de la Marconf, prin această tarifare dublă. Ne-am înțeles toată lumea ca să noi, administratul judiciar, expert în insolvență, prin Alina Costinaș și CEZ-ul, să dea banii respectivi. Și organul de cercetare penală îi pun întrebarea, de ce nu te implica, că i-ai luat administrarea în 2016 lui Marcom, nu, el nu mai are dreptul să ceară, dreptul să administreze, ai rămas dumneata. Ai semnat acolo că CEZ-ul are să-i dea 2 milioane. Ai urmărit acest aspect să încaseze banii? Toate procedurile instrumentate la numărul unic 144 per P per 2007 au fost uitate. S-a format un alt dosar 142 per P per 2018 în care făptuitorul este grupul CES, cu CES vânzare, CES distribuție, iar fapta este în celulitate 244. Pentru tergiversarea măsării am cerut la instanța lui judecătorie a Slatina să constate că se tergiversează soluționarea dosarului și s-a adus fișa de dosar. În fișa de dosar, poliția a instrumentat cu mâna lor, a spus că fapta este articolul 80, legea cecului, iar făptuitor este CES Vânzare, care de fapt este vinovat, CES Vânzare, în grupul CES infracțional, prin faptul că a chesat la fapta
Lucez Distribuție, dar înscrie bunul lui Marcon în contabilitatea lor. Atâta tot. Ei, după ce au achesat la acest aspect, au calculat corect consumul de energie, decât că l-au tarifat la preț dublu decât ar fi fost normal. De-aia l-au scos ca să-l acopere pe CES Vânzare, l-au băgat pe CES pe grupul CES, pardon, să-i favoreze pe grupul CES, l-au băgat la făptituri pe CES Vânzare, care el este vinovat numai pentru acest aspect, că a chesat, adică când vezi o infracțiune, închizi ochii sau te faci că n-ai văzut-o. Atâta tot a fost, cum îl cheamă, fapta lor. I-am făcut plângere penală din 2018 la comisarul care a instrumentat cauza. Nu s-a mișcat un rând de acolo. Am făcut în repetate rânduri să ni se dea dosarul forma, cum este, câte proceduri sunt instrumentate la judecătoria Slatina, să constate că s-au dat numere, cauze, mai multe cauze la același număr unic. Procedurile care s-au instrumentat în cauzele, la numerele unice respective, nu se găsesc. Nu le mai recunosc, deși noi deținem documente prin care primul procuror semnează pe ele, semnează pe procedurile respective. Le avem, i-am transmis, am corespondat cu organele de cercetare penală, am corespondat în mod legal, se găsește corespondența. Ei, de fiecare dată sunt amendat că solicit încarcă organele de cercetare cu reclamații false, da. Pe acest aspect, deși arăs negru pe alb, uite, e semnătura primul procuror, nu este a mea, că s-au instrumentat, s-au desfășurat proceduri, nimic, nu ai cu cine să vorbești. Noi cu hotărârea, cum îl cheamă, a judecătoriei, încheierea judecătoriei este definitivă. Nu mai altă cale să te duci, să te plângi, că este un abuz al judecătorii în acest mod de soluționare. Este, de exemplu, Corman Gabrielu, înaltă în dosarul 1443/2017, unde ne plângem de înșelăciune al ANIF-ului în conivență cu BRD-ul. Noi am desfășurat lucrări ample la ANIF, în zona Dolciului, UA Dolci, de pro 100 și ceva, 112 milioane de lei, care noi le-am cesionat la BRD. E adevărat, noi ne-am primit banii pe BRD, ne-a dat, a finanțat execuția lucrărilor respective cu banii BRD-ului. Dar toate lucrurile, tot contractul a fost cesionat BRD-ului. BRD-ul a desfășurat, a început executarea prin executorul bancar a ANIF-ului. Dar când a fost la masa credală, BRD-ul a venit, s-a înscris cu suma respectivă, iar lucrările cesionate de noi către ăsta ne-au fost scăzute din activul societății. S-a denaturat, foarte grav, exercițiul financiar al societății. Sumele care noi le-am cesionat și nu le-am trecut în activul societății, pentru că le-am cesionat și așa am considerat că este corect. De dată ce ai cesionat, ai făcut un transfer de proprietate către el. L-am scăzut din activul societății lucrările care n-au fost încasate, iar BRD-ul a venit și s-a înscris totuși și a fost acceptat de tribunalul Olt de lichidator
ca creditor, când de fapt el nu este creditor, ci față de Marconf este debitor. I-am cesionat de două ori mai mult decât ne-a achitat el. Mereu ridică, face, dom'le, ți-am dat banii, dom'le, nu mi-ai dat, mi-ai alimentat contul meu, dar pentru ăsta, pentru un leu care mi l-ai alimentat contul, eu ți-am dat 2 lei. Dumneata ai început executarea bancară. Ai denaturat că la ora actuală, în mod normal, activul societății e cam minim de 100 de ori mai mare decât pasivul. Decât pasivul real. Da. Nu cel construit. Și cel construit de ei, fictiv, activul este cu mult mai mare decât pasivul. De cel puțin 4 ori e mai mare. Nu este anormal să bagi o firmă în faliment, o firmă de acest gen, care obține profit continuu. Ei se distorsionează clar tabelul intenționat, tabelul de masă, tabelul de creanțe al societății. Vreau să vă întreb, tot ce avem noi de jur împrejur pe aici sunt dosare pe care dumneavoastră le aveți în instanță. Te rog să filmezi, dragul meu, că deci ce aici este ceva incredibil. Parcă aș fi la arhiva judecătoriei, nici de cum, într-o societate. Deci tot, și pe aici, și pe partea cealaltă, deci este ceva incredibil. O singură cameră. Mai sunt încă 3 camere ca de genul acesta cu dosare de acest gen. Încercăm să facem față, nu facem decât să ne apărăm, continuu suntem atacați, continuu ni se falsifică situația în mod intenționat, în primul rând de către lichidator, dar această falsificare este susținută de către Tribunalul Olt. Camera nu poate ajunge, dar este și în partea cealaltă și pe peretele celălalt, rafturile întregi de dosare, ca și aici, în zona noastră. Tribunalul Olt au distrus, de exemplu, tot registrul de evidență al dosarelor noastre. Sunt 87 de pui. Continuu ești obligat să te aperi. 87 de pui numai în dosarul firmei Marconf. Mai sunt încă 37 de pui în dosarul. Ce înseamnă pui? Fiecare da, mă scuzați, vă rog. Sunt contestațiile la rapoartele de activitate, la modul cum este, fiecare formează un alt dosar în cadrul dosarului de insolvență. Și asta înseamnă pui. Da. Dintr-un dosar cresc alți pui, da? Adică se fac alte dosare. E extraordinar. Păi eu nu știu cum vă descurcați dumneavoastră, că trebuie să aveți pregătire juridică să vă descurcați cu toată hârțogăraia asta sau să angajați o armată de avocați. Ceea ce este foarte greu de întreținut și acei avocați, nu știu că unul, doi, cred că nu se reușește să facă față la tot ce face. Nu știu cum vă descurcați, domnul Bădiță, dar vă... Avocații e o altă practică care se realizează la ora actuală. Orice avocat care lei este chemat la barou. A doua zi, a treia zi este chemat la barou, amenințat că dacă mai continuă e posibil să îi se ridice dreptul de a profesa avocatura. Sunt amenințați să ne vândă secretele, să creadă. Se credem că ei ne susțin interesele societății, când de fapt este, de exemplu, un avocat, unul Nedelcu din Iowa, care pur și simplu ne-a vândut în fața noastră. În fața noastră, în fața instanței. Ce să-i mai faci când i-ai dat semnătură că îl împuternicești să-ți reprezinte interesele?
N-ai ce mai face. Judecătorii de-abia așteaptă de acest gen și atunci nevoia ne-a îndemnat și pe mine și pe soție să ne facem singuri lucrările. Apărarea până la urmă. Sigur, singur ne facem apărarea. La ora 5 dimineața mă găsești în birou, la 12 noaptea mă duc să mă culc. Indiferent că e Paște, că e Crăciun, că e Anul Nou, continuu de 12 ani, uitați, numai acest mod de viață l-avem și eu și soția. Domnul Bădiță, reflectând în urmă, așa, și făcându-vă un proces din ăsta de ce credeți dumneavoastră că se poartă sau purta toți cu atâta înverșunare ca să vă distrugă, să vă termine? Cine sunt acei oameni din spate care lucrează, care fac atâtea ilegalități? Ați, nu știu, aveți idee, cea mai, mă rog, da, idee, dar e vorba că trebuie să aveți și documente. Sunt, eu cred că, în primul rând, decidenții politici zonali, în primul rând, ei sunt care... Vorbiți, domnul Bădiță, vorbiți de cei, de firmele care vă concurează, care au fost concurentele dumneavoastră, de oamenii care au avut firme sau, eu știu, pe altcineva în spate, în față, lateral, să ia naibii, așa, care nu au vrut ca dumneavoastră să mai fiți, că dacă nu v-ați cocoșat în fața lor, nu v-ați mânjit cu că așa se procedează în politică și nu mai în politică, dar în societatea noastră, în ziua de astăzi, aceea să fie cei care, eu știu, le-a stat în gât cu ghilimelele de rigoare. De exemplu, în 2012, în 11-12-2012, Apia Olt, prin directorul Neacșu Doru, a formulat plângere penală că m-aș fi dus eu la ora 17 la un chef mare, m-aș fi dus eu să-l bat pe el ca să-mi dea subvențiile pentru terenurile lucrate de către firma Marconf. Eu la 70 de ani, el la 40 de ani, el are statura 1,80 m, și că l-aș fi bătut eu. Deci s-a formulat plângerea penală în 11-12-2012, orele 17. Trei rânduri, atâta sunt ăsta. A doua zi au fost 100 de mascați la mine în curte, au escaladat gardurile, dacă le vedeți că sunt de 5 metri gardurile. Gazeta Nouă, cineva de la Gazeta Nouă îi filma. Era cu ei, da, de așa, veniseră împreună. El a intrat până pe poartă, poarta era deschisă, care o găsiți acum. El era în purtă și îi filma pe Gazeta Nouă. Îi filma pe mascați cum săreau de la 5 metri, cum zburau de acolo. Și ne-am pomenit, deci, cât au fost? 12 ore. De când s-a formulat plângerea penală, nerespectând, cum îl cheamă, modul de înregistrare a plângerii respective, de transmitere la procuror, de înregistrare la procuror, de înregistrare la APIA, că a formulat plângerea în numele unei instituții publice. Deci nu putea să... Ați bătut în instituția publică, nu-și dă cu... bătut cu 2 ani de zile înainte. Aha. Adică... Și fapta trebuia prescrisă, că dacă după 6 luni nu te... Articolul 263, vechiul cod penal, și 267, nou cod penal, spune că un funcționar public care este supus de unei infracțiuni sau ia cunoștință de săvârșirea unei infracțiuni este obligat, sub sancțiunea legii, 3 ani de privare de libertate, să se sesizeze organele abilitate ale statului. Deci vine după 2 ani de zile. După 2 ani de zile că cu plângerea respectivă că l-aș fi agresat eu.
Mă întreb, scuzați-mă un pic, mă întreb unde ar fi fost acești mascați când fata asta de la Caracal anul trecut, fetele care au fost răpite și așa, unde ar fi fost, ei au sunat în disperare să vină cineva să o salveze și n-a venit nimeni. Deci că a sunat să vină, că era într-o situație, unde ar fi fost oamenii ăștia? Asta este, da, asta este, după mine, cel mai grav aspect la ora actuală referitor la instituțiile statelor care sunt coordonate de către oameni fără Dumnezeu. Ei sunt supuși numai decidenților zonali, ei răspund la orice prostie a măstora inventată, da, și total disproporționat nu sunt responsabili pe masa, nu răspund pentru faptele lor. Asta este grav. Văd jandarmii la ora actuală, unitate militară, se supun executorului judecătoresc, vorbește, nu controlează absolut nimic. Vine abuziv executorul judecătorești, ia o echipă de jandarmi la bunul plac al lui și că răspunde executorul judecătoresc. Ori nu poți să antrena instituția de forță a statului, jandarmeria, în infractori alături de executorul judecătoresc. Nu poți. Ori ei pot. De ce pot? De ce pot să forța statului să fie folosită de infractori? Punte o întrebare. Legea nu permite. Legea nu permite. Dar totuși să... Vedeți că citesc legea înainte de a pleca? De ce, de exemplu, colonelul Drejoi de la Jandarmeria Slatina are o avere așa fabuloasă? El, când se duce și pune în aplicare niște dispoziții ale executorului judecătoresc, el orbește fără să verifice minime elemente necesare care ar trebui să fie executate de executor înainte de a începe executarea. Să îi facă o notificare, să îi facă o conștiințare, să facă ceva. Da. Nu te duce... În grămadă, cu așa, te trezești ca ultimul infractor? De exemplu, acum, ultima dată, am cerut strămutarea dosarului de la, din zona asta în altă zonă, ca să putem să fim judecați corect. Nu am cerut niciun fel de favor. Am zis, nu mai vrem să fim judecați corect. Dacă suntem vinovați, suntem de acord să plătim pentru păcatele noastre. Dar să strămutăm dosarul. M-au urmărit când am plecat de aici, mi-au spart apartamentul, mi-au luat tot din apartament, absolut tot. Ori să zicem că bunul respectiv era ipotecă la BRD, cu toate că BRD-ul nu mai are ăsta. E o hotărâre judecătorească prin care să îi ia dreptul BRD-ului de a mai executa pe bunurile personale. Da. Ori n-au ținut cont de această hotărâre, s-au dus, au spart apartamente, au luat tot, domne, și șosetele. Și șosetele au luat, acte personale, ce să spun, au lăsat gol apartamentul. Nu se poate. Deci aceste abuzuri făcute... S-a strămutat dosarul până la urmă? Nu, bineînțeles. Doamna Moț a cerut la înalta curte să nu aprobe nimic. Nimeni nu întreabă de trafic de influență. Cu ce drept intră ea în alta curte? Acum când e toată lumea, când te duci, te verifică dacă ai dosar, la ce oră ai dosarul, dacă ai calitate în dosarul respectiv. Nu te lasă să intre dacă nu ai calitate în dosarul. Ori dânsa cu ce drept ai intrat acolo?
Ne întoarcem puțin în 2012, în 12-a 2012, când m-au ridicat pe mine. Am avut instanță, faptul că am avut un polițist, un ofițer de poliție în grupul nostru, s-a judecat la Curtea de Apel Craiova și în alta curte. În 3 ianuarie 2013 am avut dosar la înalta curte. În 2 a doua, deci cu o zi înainte, a apărut soluția de la înalta curte în Gazeta Nouă. Extraordinar. Când m-au din dosarul meu instrumentat de Cot Craiova, a dispărut, sunt cercetat pentru evaziune fiscală și șantaj la adresa celui de la APIA. În dosarul de la evaziune fiscală, Dicotul în 2012 cere dosarul fiscal al lui Marconf. Nici acum, deși cer în fiecare zi dosarul fiscal să fie probă, folosit ca probă în procesul DOSRU, pentru că dacă sunt acuzat de evaziune fiscală, trebuie să și demonstreze că dosarul fiscal este o oglindă a unei societăți. Refuză să-l dea. Deci sunt, cât sunt? Sunt 8 ani de zile de când cerem dosarul fiscal. Nu să-l dă. Pentru care e motivul? De cum să faci? Dispune cercetările, cum cheamă, Curtea de Apel Craiova, dispune un supliment de expertiză cu un, același expert într-un dosar dijuns. În dosarul de fond, expertul spune că nu există niciun fel de prejudiciu. În dosarul suplimentar, există prejudiciu. Același expert depus de Curtea de Apel, cum îl cheamă, Craiova, fără nicio procedură legală de desemnare a expertului respectiv. Este un expert analfabet în ale contabilității. La dosarul la fond, când l-am chemat la bară, l-am întrebat ce înțelegi dumneata ca expert, o plată către o plată efectuată de către un agent. Deci, ordinul de plată încasat în bancă. Păi și compensația sau girul sunt asta, nu, domnule, ordinul de plată, aia îl înțeleg eu. Și atunci am ridicat instanței, domnule, observați că acest expert este făcut la apelul de sară. Nu este expert. L-ați desemnat în mod nelegal și acest expert nu poate să stabilească un adevăr pentru că este analfabet în ale. Ei, cu toate aceste observații făcute la fond, asupra expertului, la Curtea de Apel Craiova, vin și îl desemnează pe același expert. Același expert este contrar propriilor constatări în expertiza anterioară, de fond. Propriilor lor vine la un an de zile. Este contrar experților parte, tuturor experților parte, că sunt mult, mare grup acolo. Da. Și totuși este luat în considerare. Îți respinge toate obiecțiunile la expertiză. Îți respinge toate probatorile care le supui. De exemplu, din dosarul de la curte au fost sustrase raportul expertiza Cernat, expertiza Ortanța, dosarul fiscal al lui Marconf sunt sustrase de acolo și nu ți le aprobă ca probe, că sunt expertize. Nu există, ci că nu există, nu? Da, mă pune pe mine să le aduc ca probe în instanță sau dacă le știi, le aduci, dar ele au fost în dosar, pentru că
Înainte de a veni DICOTU, organele de cercetare penală au instrumentat dosarul 1563 per paper 2011 referitoare la plângerile, cum îl cheamă, ale ANAF împotriva celor două societăți care au fost anterioare deciziilor. Dar astea au fost în cele două dosare, s-au dispus expertize de către organele de cercetare penală OLT cu obiectiv prejudiciu adus Bădiță statului român. Ambele expertize au ieșit că nu există niciun fel de prejudiciu adus de Bădiță statului român. Și totuși dumneavoastră continuați. M-au arestat. În 12-12-2012 m-au arestat. În 19-12 au dispus reținerea mea pentru 30 de zile pe suspiciuni rezonabile de evaziune fiscală, deși existau cele două expertize în care stabiliseră că nu există prejudiciu și șantaj la un funcționar public al statului român, respectiv Neacșu Doru. Doamne, e ceva incredibil până ce treceți dumneavoastră și chiar vă admit puterea de luptă cu murile de vânt, că nici nu știu cum să le spun. Sunt oameni fără Dumnezeu, până așa cum a spus dumneavoastră. Într-adevăr, foarte multă lume mă îndeamnă, mă învață să renunț, că ei sunt mult prea puternici, sunt mult prea mulți, dar dacă toți am renunțat, dacă toată lumea ar face așa, atunci am dat frâul liber acestor... Da, acestor hiene care de ce mănâncă flămânzesc tot mai mult. Adică au... Da, vezi, ne-am mâncat. Asta consider cel mai grav dintre toate, că au transformat instituțiile statului în SRR-urile lor. Deosebit de grav pentru societate, pentru viitorul acestei țări, că instituțiile statului s-au transformat în SRL-urile lor. Nu poți, ce poți să-i faci la tribunalul OLT când la judecătorul Sini, care are atâta puteri, și pui un irresponsabil, cum este acest Arabela, cum este Pițu Constantin, cum este Liliana Oprea, îi pui în funcția, în fruntea ăsteia, degeaba le arăți, domne, uite, dosarul este descomplectat, este... Da, și el spune ceva ce eu văd, de-aia sunt judecător, de-aia sunt judecător ca să văd. Face, schimbă-ți ochelarii. Ce? Când îți... Face mișto că își permite. Copiez de fiecare dată, eu copiez dosarul integral. Cer copierea, deși mă costă câte 1.500-2.000 de lei, copierea unui dosar. Nu corespunde de la săptămână la săptămână două copii aceluiași dosar. Aceluiași dosar instrumental nu corespunde. Îl modifică, îl fac, au distrus registrul de evidență. Tu, ca arhivar, când îndosariază, nu o treci în dosar în scrisul respectiv, nu, îl țin, spun că îl țin acum, numai e în calculator. Calculatorul care el are acces să-l modifice cum vrea. Eu nu am acces să-l controlez pe el. Să-l controlez. Sunt creditori înscriși tardiv. Am apucat din 2012, în 3-5-2012, am mai apucat din registre care n-au fost distruse. Cum îl cheamă, la insistențele mele, arhiva până la urmă mai mi-a dat din ceva registre. Să observe clar în registrele respective că, de exemplu, Bampost e înscris tardiv. Și multe, Lipcăr, bere de social leasing, mulți, deosebit de mulți, înscriși după data impusă de către instanță ca limită de depunerea cererilor de înscriere la masa credală. Tardivitatea este imprescriptibilă. Dacă cui să-i arăți? Dacă nu vrea să vadă. Dacă el spune că vede, judecătorul vede fila albă, el vede ce scrie pe fila albă, cui să-i arăți? Nu vede ce scrie pe... Da.
negru pe alb. De, aceasta este problema gravă care se întâmplă. E problema instituțiilor statului scăpate de sub control, scăpate în mâna acestor interlopi, acestor, nu știu cum să spun, certați cu legea. Nu, acestea nu sunt, sunt decât magistrați, dar nici cum nu sunt judecători. N-au cum să fie acest... Urmăresc legea, nu? Cui dai putere la acest om descreierat, îi dai așa putere, să spună că el vede o coală albă. Ce poți să faci? Cum, unde este dreptatea? Unde este actul de justiție? Cum, ce poți să faci? Da, da, ce mai poți să faci? Nu mai putem să facem nimic atâta timp cât ne înconjoară oameni de această speță, peste tot, în toate instituțiile statului, nu numai în justiție, dar peste tot, peste tot și... Să aleg non-valorile, să promovează non-valorile în instituțiile statului care nu răspund pentru faptele lor, îndeosebi judecătorii, procurorii, nu răspund comisarii din cadrul... pentru abuzurile care le fac, da. Da, nu răspund. Asta este cel mai gravă problemă. Nu răspund. Domnul Bădiță, avem, nici nu mai știu, cred că sunt 10 sau 12 parlamentari de Olt. Ați stat de vorbă cu vreunul, indiferent de la ce partid, să explicați această speță, să vedeți dacă poate să introducă un proiect de lege în Parlament pentru schimbarea anumitor situații. Vă văd că zâmbiți, vă rog. Mi-aduc aminte, am fost la domnul Florin Iordache odată să mă ajute. Domnule, la Ciordache? Mă face să râd. Am vrut să-i prezint o situație că încercăm să dăm drumul la irigații din 2008 în terasa, în amenajarea Bucșan-Ciorăiu, terasa Piatra Olt, 15.000 de hectare. Din 2008 ne-am constituit în organizație, după aceea în 2012 în federație și de fiecare dată nici acum n-am reușit să dăm drumul la apă pentru că suntem în mod permanent sabotați. Sabotați este cuvântul... La irigații vreți să spuneți sau la ce? La irigații, să dăm drumul la masa. Deci există o stație de pompare a apei și dumneavoastră... Nu put. Da. Sunt, ne-am format în zona respectivă trei organizații, OAI Piatra Olt, OAI 16 Brâncoveni, OAI 16 și 17 Brâncoveni. Trei organizații au în 2012 s-au unit, au format o federație, Federația Udătorilor de Organizația de Udători Piatra Olt Brâncoveni. S-a făcut, s-a emis ordinul ministrului 299/2012, prin care a luat ființa aceasta cu o infrastructură. De fapt, această infrastructură care a fost hotărâtă prin ordinul ministrului, nici la ora actuală nu a fost predată în fapt. Ea este folosită pentru a se sustrage fonduri importante la bugetul de stat pe motiv că ar fi reabilitată. De fapt, fondurile respective nu sunt folosite pentru reabilitarea efectivă, ci numai ca un mijloc sau o modalitate, un mijloc de a se fura bani din bugetul statului. Lucrările sunt recepționate de către ANIF, sunt fictiv, pentru că lucrurile nu sunt făcute niciodată, decât banii luați. Se fac procese verbale fictive cu oameni corupți. Vreau, domnul Bădiță, săptămâna trecută am fost în sudul județului și am făcut interviuri cu primarii din zonă, Ianca Grujdibodu, mă rog, așa, și întrebam, printre altele,
Da, sunt zone, uite, ministrul tocmai a trecut prin Dolj și a văzut că zona de sud este supusă deșertificării. Primarul de la Iași spunea că pe timpul lui Ceaușescu erau irigații, așa, că, eu știu, strămoșii aveau alt sistem de plantare a viței de vie pe șanțuri și altfel nu aveau nevoie de apă. În schimb, ne-au spus, sau eu știu, printre altele, ne-au spus, nu sunt societățile agricole, nu se unesc în mai mulți ca să acceseze fonduri, să facă alimentarea cu apă a culturilor agricole, stropirile astea, udarea prin. Da. Deci dumneavoastră sunteți, spuneți cu totul altceva. Adică există firme care se asociază, există firme care vor să facă irigații la culturile agricole, însă nu sunt lăsate în pace, nu sunt lăsate să-și ducă la bun sfârșit, dar în schimb sunt sabotate. În schimb, ANIF-ul ia niște bani pe niște lucrări care practic nu există și așa trăiește ANIF-ul ăsta săracul de ani de zile, bine mersi, și tot înainte o duce și doare în papuci și în basca de la spatele calului, așa că nu există irigații, că nu se, culturile agricole se prăpădesc, că se, nu se, da, nu, deci nu se poate așa ceva. Deci nu, să nu lași producătorul agricol, chiar dacă se asociază în asociații din astea mari, să acceseze fonduri, să facă irigații. Deci oamenii au făcut așa ceva, dumnealor, domnul Bădiț așa ne spune, și nu-ți vine să crezi că sunt împiedicați tocmai de cei care trebuie să-i ajute. Mă apucasem să vă spun de cererea mea de sprijin la domnul Iordache. Și domnul senator, vă rog să mă sprijiniți în problema asta, deputat, da. Și vă zice, aoleu, ce bine că eu sunt prieten cu Florinel Barbu. Acu vorbesc cu el să te sprijine să dăm drumul la irigațiile acolo. Și într-adevăr dă pe speaker. Și măi, domnul Barbu, sunt lampă, domnul Bădiță lângă mine, vrea să-l sprijinim să dea drumul la irigații în zona Piatra Olt. Și cine, Bădiță, nenorocitul ăla care m-a reclamat peste tot, dă-l afară. Și eram pe speaker. Eram pe speaker. La n-avea de unde să știe că e pe speaker. El a fost, și atunci eu, domnul deputat, vă rog să mă scuzați, înțeleg care e poziția celui la care a solicitat și m-am retras. În mod normal, faptul că s-a emis ordin 299 pe 2012 de înființare a Federației Udătorilor, dă drept infrastructura principală aparține Federației. De fapt, a rămas în cum îl cheamă, în administrarea ANIF. Pentru acest aspect, ei au luat acum numai la unul dintre proiecte, au luat la bugetul de stat 24 de milioane de lei. 244 miliarde de lei vechi. Acești bani, în mod normal, nu puteau fi accesați dacă se respecta legea. În sensul că pentru a accesa bani la bugetul de stat trebuie să ai administrarea de fapt și de drept. Ei au numai de fapt, de drept aparține federației. Ei, au avizat un proiect. Au avizat în comisia de avizare care cât de cât era cu multe hibe, foarte, foarte multe hibe, dar era funcțional dacă s-ar fi realizat acest proiect. Ei au venit în 2018, a început în 2015 proiectul. În 2018 au emis decizia numărul 3 din 5-6-2018, prin care au scos din funcție toată amenajarea. Au renunțat la impermeabilizarea canalelor, au renunțat la o stabilă automată avio-avis, pe motiv că producătorii autohtoni de acest tip de stabile ar fi dat faliment. Mai este ceva.
Această dispoziție de șantier, la care eu am cerut în repetate rândul, să fie anulată, pentru că a scos din funcție întreaga amenajare. Vă zic că s-a vizat un proiect, cum îl cheamă, este proiectare și execuție la acest. Proiectantul, să zicem, Mărăcine SNC, a câștigat licitația. El s-a înțeles cu un altul condor, păduraru, să execute lucrarea. Execuția, ce s-a făcut, cât s-a făcut, s-a mai făcut, în sensul la impermeabilizare, au dat cu bidineaua cu var pe dalele de beton. La prima ploaie tot varul ăla a căzut, n-a făcut nicio impermeabilizare, nu mai e în bătaie de joc. De exemplu, la stația SRP3 au decontat pompe vechi vopsite din nou ca pompe noi, dar la niște prețuri astronomice. Au modificat tensiunea de alimentare ale agregatelor de la 6.000 de volți la 690 de volți, o tensiune total atipică. Dar de ce este atipică? De ce au ajuns la această tensiune mișorată și atipică? Pentru că Să poată avea mai multe, să cumpere mai multe, nu? Orice organ de control vine, nu poate să facă o similară, o comparație cu o lucrare similară în altă parte. Pentru că fiind această tensiune de 690, tensiunile de lucru în România sunt de 400 de volți, de 6 kV, de 20 de kV, dar mai sunt și de 10 kV, într-adevăr. Dar 690 nu există nicăieri. Au inventat-o ei? Mișorarea tensiunii de antrenare a agregatelor înseamnă creșterea curentului cu pătratul lui. Dacă ai mișorat tensiunea de 10 ori, pătratul curentului s-a făcut de 100 de ori. Pierderile în motor sunt direct proporționale cu pătratul curentului. Ieri pătrat. Prea înțeleg eu ce ziceți dumneavoastră, dar... Le-am zis, măi, oameni buni, ați crescut, ați scăzut randamentul energetic al lucrării prin această operație. Ceaușescu, cât era de amărât el, făcea economie la energie prin mărirea tensiunii de alimentare. Voi ați mișorat randamentul. De ce ați băgat atâția bani în asta ca să mișorați randamentul amenajării? Ce te interesează? Că apa e gratis. Păi că gratis nu este decât cașcavalul din cușca șoricelului. Nici ăla, că cineva plătește și pentru cașcavalul respectiv. Mă înțelegeți? Cum ăsta puteți să spuneți că apa e gratis și că nu contează randamentul? Dar când îți impun să semnezi contracte cu de furnizare a apei, spune... Metru cub costă nu știu cât. Nu. Spune, ce, domnule, îți dăm gratis, dar trebuie să te încadrezi în randamentul energetic și în consumurile specifice. Dar nu îți precizează care este randamentul, adică stai la mâna lui oricând. Această scădere de tensiune de la 6 kV la 690 de volți a scăzut randamentul energetic foarte mult. Amenajarea nu mai este funcțională din punct de vedere economic. Deci oricând ai semnat contractul că îți dă apa, astăzi l-ai semnat, mâine ți-a întrerupt apa pentru că nu te încadrezi în randamentul energetic. Pentru că modul de gândire, de fundamentare, nota de fundamentare, proiectarea însăși este anacronică. Are cineva de câștigat din povestea asta? Că dacă mă... Da, pentru că ei au, trebuie să compromită ideea de organizații de udători, ideea de federații, de privatizat, de privat. Ei trebuie, ANIF-ul trebuie să devină un mamut care înghite bani peste bani.
nenumărați, cum dădeau cu... Necontabilizați. Necontabilizați. Cum dai cu racheta după nori? Cine o contabilizează racheta respectivă? Că norii au fost la 7.000, el nu poate să dea cu racheta decât până la 7.000 de metri, că mai sus lovește avioanele și când justifică grindina sau ăsta, doamne, au fost norii la 10.000, la 11.000 de metri, care n-am putut să îi împușcăm. Deci asta e explicația. Cum sunt și flori de lui Emil Moț. Cine contabilizează florile alea? Că le-a pus... Pe stâlpi, agățate pe stâlpii de lumină. Care curtea de conturi. Dar apropo că de instituțiile statului, cum Curtea de Conturi a permis și permite în continuare pe această amenajare să facă alocări bugetare ilegale. Adică nu deții administrarea în fapt și în drept, nu ești îndreptățit să accesezi fondurile astea. Aceasta, noi stăm cu fondurile blocate, da. Fondurile europene neaccesate, pe motiv că accesează ei în mod ilegal fondul la bugetul de stat. Aceste fonduri... dacă federația ar fi avut dreptul să realizeze administrarea și în fapt, nu numai în drept, atunci avea dreptul să facă proiecte pe fonduri europene. Ei, având și administrarea și în fapt, n-a putut să acceseze aceste fonduri. Am înțeles. Ei sunt interesați să ia fonduri de la bugetul de stat pentru că sunt necontrolate. Curtea de conturi e în mâna lor, o fac cum vor ei și atunci de-aia nu le convine. Fondurile europene sunt fonduri controlate, nu astăzi, nu mâine, dar apoi mine toți sunt controlate și tot dai seamă pentru modul cum le-ai utilizat. Și ca să nu mai dea seamă, atunci accesează... Direct de la guvern. Da, de la bugetul de stat, adică din buzunarele fiecăruia dintre noi. Așa este, asta din păcate. Asta este marea durere, pentru că nimeni nu-i oprește. Sunt cai despiedicați, cai sălbatici despiedicați. Nu să... Sunt lupi înfometați până la urmă. Orice animal înfometat, după ce mănâncă, se satură și te lasă în pace. Dar ei sunt animale dintre astea care nu se mai satură. De ce mănâncă, tot flămânzesc. Nu, cum poate Stănescu, Paul, 80.000 de hectare și uitați-vă, caută continuu să acapareze, continuu. Cum? Dumneavoastră cât aveți? Noi avem 260 de hectare. 287, pardon. Da. Da. E incomparabilă. Da. Proprietatea Marconf, nu sunt proprietatea Băniță, sunt proprietatea Marconf. Da, am înțeles. Domnul Bădiță, ce să vă zic? Să vă dea Dumnezeu sănătate și să puteți să vă luptați cu morile de vânt, că până la urmă așa au ajuns instituțiile statului, din păcate. Sperăm într-o societate mai bună, sperăm că tot timpul sperăm să fie mai bine și să dispară acești nemeri niciodată, dar nu prea văd. Nu dispărea niciodată. Fiecare dintre noi suntem datori să nu ne plecăm capul la astfel de nimicuri. Dacă nu ne plecăm capul și rămânem verticali, mai devreme sau mai târziu vor dispărea astfel de caractere. Sunt convinsă, domnul Bădiță, sunt convinsă că se va întâmpla asta și dumneavoastră, dragii noștri, știți foarte multe cazuri de acest gen, știți că până la urmă binele învinge și să-i urăm domnul Bădiță să învingă binele pe care dumnealui încearcă să-l, eu știu, să-l propage de 2008, înșel, din 2008, am înțeles foarte bine. Deci nu se poate așa. Acest gen,
ridicați răul. Da, și da, și la intrare în acest birou vedeți și dumneavoastră sunt icoane și să ne rugăm să fie bine și pentru noi și pentru dumneavoastră, domnul Bădiță, și să răzbatem până la urmă, că toți sunt foarte mulți și oameni de etapa noastră care încearcă să depășească aceste zile, să zicem noi că mai sunt zile, care le-au mai rămas nemernicilor, care își trag tot timpul focul pe turda lor și calcă pe cadavre să obțină ce vor. Mulțumim pentru asta. Vreau să spun că credința, nădejdea și dragostea sunt elemente care ne întăresc și ne dau puterea să continuăm. Mulțumim și noi, domnul Bădiță, și vă urăm toate cele bune. La revedere, dragilor, și ne mai vedem și cu altă ocazie. La revedere!